Un localnic din comuna Roșia de Amaradia a sunat la 112 după ce un bărbat din stat a rămas blocat în fântână adâncă de 8 metri. Bărbatul de 46 de ani încerca să curețe puțul și a intrat în mâl, afundându-se până la brâu. Un pompier a coborât pe o frânghie în fântâna cu diametrul de doar 60 de centimetri și l-a scos pe bărbatul rămas blocat. Prin intermediul numărului unic pentru apeluri de urgență 112, un cetățean semnala faptul că într-o fântână de pe raza comunei Roșia de Amaradia, un bărbat a rămas blocat. După o goană nebună, în scurt timp, la fața locului a ajuns un echipaj de pompieri din cadrul gărzii de intervenție Novaci. Băieții noștri au analizat rapid situația și, asigurat de colegi, Ion Epure a coborât în fântână și l-a scos pe bărbat la suprafață, cei drept nămolit până în vârful urechilor, dar teafăr, se arată într-un comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj.